Zăpada așternută iarna peste culturile agricultorilor a salvat grâul și celelalte plante în câmp. Solariile le asigură un venit pe timp de iarnă, însă și în acestea legumele pot degera dacă temperaturile scad mai mult de minus 15 grade. Culturile acum nu le-a afectat ca anis și a fost o protecție, ca o plapumă. Acum, dacă de acum încolo o să fie ger, poate să afecteze. Și care a învelit, cât de cât e protejat. La pătrunjelul, dacă n-a avut zăpadă, îngheață și sub solar. Și asta poate să o afecteze. Va afecta vremea culturile? E, nu prea. Și așa, și așa. E bine. Va ajuta faptul că a nins? Nu, e foarte bine că a nins. Da, bine că a nins. Mai bine să fie zăpadă pe pământ decât să fie ger uscat așa. Mai bine, că le protejează. Iarna, solarul este de bază pentru agricultorii. Avem și noi de toate, din asta e. Va, ceapă, ardei, spanac, verdeață. Și le afectează gerul? E, un pic în solar le afectează. Salată, ceapă, spanac, de toate, mărar. Și în solar și afară. Degeră și în solar degeră, da. Le mai acoperim cu un rând de folie sau acril, dar tot degeră. E frig. Bucuria celor care trudesc de primăvară până toamnă este că în sezonul de iarnă muncesc mai puțin și se odihnesc mai mult, pregătindu-se pentru lunile de vară. Iarna ne mai odihnim și noi. Facem treabă mai puțin. Deși este iarnă, agricultura modernă presupune activitate, iar clienții piețelor s-au obișnuit să găsească permanent arabe pline cu legume și fructe proaspete.